quando era adulto, Alexa Barros, sempre disse Barros, mas saiu em América. Já era Corumbó, não vou tantos a mentir-nos. Mindenki jóba volt, szomszédjába. Bejöttek a magyarok, hát arról nincs, amit sokat mondjak. Volt olyan zsidó, aki sírt, talán nem épp sírt, de szomorú volt. Semmi jó nem lesz ebből, mondta. Fel voltunk háborodó. No, mi az, hogy nem? Elkiáltotta magát a törzsön, az egyik őrmester fel a fára, fel kellett mászni a fára, és kellett kukorékolni. Szóval minden arra ment, hogy csúfot üzzenek az emberből. Édesanyám, mert nem engedtek iskolába, ugye, elment Gábri nénihez, ő volt a kollégium igazgatónője. És kérte, hogy minden reggel kiállok a ablakba is sírok, mert látom, hogy a gyerekek mennek az iskolába, és engem én nem megyek. Nagyon szépen kéri, engedélyezze meg, hogy üljön az utolsó sorba, az osztályba, ne kérdezzen, ne, vegyék úgy, hogy levegő, csak hogy hallja, hogy ő is tudjon menni iskolába. Azt mondja, Gábri néni, jó, azt mondja, jó, jöjjön lennék, jöjjön az osztályba. Négy napot voltam. Behívott utána, azt mondta, sajnálom. Azt mondják a gyerekek szülei, hogy nem egészséges és nem jó egy zsidó gyerekkel együtt egy levegőt szívni. Azt mondja, nem maradhatsz itt. Sajnálom. Ha valaki fáradtságtól leesett, azt oda ment az egyik katona, és addig verte, ameddig fel nem kelt. Hát addig verte, ameddig meghalt. Ez volt az első hallatunk. Nevetséges, mindenkor eszembe jut, hogy mennyire nem voltunk mi teljesen normálisak, hogy mikor megérkeztünk Auschwitzba, akkor kinyitották a bezárt marha vagonokat, és a német tisztek nagyon udvariasan azt mondták, hogy a csomagokat hagyjátok itten, mert jön az autó, és el fogja vinni nektek. Un proiect dedicat păstrării istoriei comunității evreiești din Odorheiu Secuiesc. Acest proiect este realizat atât în Odorhei, în zona Odorhei, cu mărturii ale supraviețuitorilor și a martorilor acelor întâmplări, cât și în Israel, unde majoritatea evreilor rămași în viață după Holocaust au emigrat după al doilea război mondial și în cel mai tragic loc din istoria acestei comunități și a altor 6 milioane de evrei în Auschwitz. Împreună cu noi se află realizatori ai acestui proiect sau inițiatori ai acestui proiect, domnul Novak Csaba, istoric, și domnul Fece Zoltán, regizor, regizorul acestui film, și nu în ultimul rând, alături de noi se află domnul ambasador, excelența sa, domnul ambasador al României în Israel, Radu Ioanid.
Bună seara tuturor și bine ați venit la o nouă ediție a seriei Pagini de istorie a Institutului Cultural Român. Bună seara. Bună seara. Domnul Novac și domnul Fece sunt alături de noi din România. Din păcate, n-au putut fi prezenți aici deocamdată, așa cum am avut intenția, dar sperăm să se întâmple acest lucru cât mai devreme, mai ales că subiecții interviurilor lor sunt oameni în vârstă și biologia lucrează, trebuie să ne grăbim pentru a le obține mărturile, iar domnul ambasador este alături de noi, de aici, din Israel. Îi dau cuvântul domnului ambasador, care are o intervenție atât pe marginea subiectului general al Holocaustului din România, cât și punctual despre o comunitate foarte interesantă de evrei sau de secui convertiți la iudaism, comunitatea secuilor sâmbetiști din Bezid. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Bună seara, stimați colegi, bună seara doamnelor și domnilor. Înainte de a intra în subiectul pe care domnul director Martin Salomon l-a anunțat, și anume istoria secuilor sabatarieni din Bezidul Nou, aș vrea să îmi permiteți să vă spun câteva cuvinte despre Holocaustul în România. Și pentru că discutăm despre două jurisdicții, jurisdicția românească, care s-a întins de la Dunăre până la Bug, și despre jurisdicția maghiară, care a cuprins și Ardealul de Nord și Maramureșul, începând cu luna august a anului 1940 și terminând cu toamna anului 1944, o să-mi permit să vă relatez istoria unei mici localități care s-a numit Cârlibaba. Se află și astăzi în județul Suceava, undeva între Borșa și Vatra Dornei, și ceea ce aș vrea să vă spun despre această localitate este că este despărțită de râul Bistrița. Există o Cârlibaba veche și o Cârlibaba nouă, ca și multe alte sate din România. În anul 1930, la recensământul din 1930, în această localitate existau 154 de evrei. Evreii din Cârlibaba veche au rămas în august 1944 sub autoritate românească, iar au fost evacuați inițial la Vatra Dornei. Bunurile lor au fost preluate de localnici sau de instituții ale statului, astăzi oficiul poștal, poliția de frontieră, vama, primăria, sunt foste proprietăți evreiești. Și mai târziu, în octombrie 1941, evreii din Cârlibaba au fost deportați în Transnistria împreună cu evreii din Vatra Dornei. Trei ani mai târziu, evreii de pe celălalt mal al Bistriței au fost la rândul lor deportați. În mai 1944, evreii din Cârlibaba Nouă transportați în ghetou de la Bistrița, de unde au fost deportați la Auschwitz. Vreau să vă spun că după război, nu avem date exacte dacă cineva dintre acești evrei, fie din Cârlibaba Veche, fie din Cârlibaba Nouă, au supraviețuit, dar știm cu siguranță că n-a mai existat după 1944 niciun evreu în această localitate. Aceasta este, dacă doriți, esența Holocaustului din România,
280.000 de evrei, români și ucrainieni asasinați, deportați de autoritățile române, cel puțin 180.000 de evrei din Ardealul de Nord și Maramureș, care ajung deportați de jandarmerie maghiară, deportați la Auschwitz și care sunt asasinați în masă acolo. Voi trece la subiectul anunțat de domnul director Salomon, și anume istoria evreilor sabatarieni din Bezidul Nou. Aș vrea însă să vă rog să-mi permiteți să fac două remarce aici. În primul rând să anunț colegilor și ascultătorilor sau celor care vizionează acest program că în România Institutul Wiesel a publicat de curând un fragment mare din istoria, din enciclopedia, mă scuzați, a Holocaustului din Ungaria, și anume partea referitoare la Ardealul de Nord și Maramureș. Este vorba de o lucrare magistrală a lui Randolph Brehm, odihnească-se în pace, și a lui Zoltan, colegului nostru și prietenului nostru Zoltan Tiborii Szabo. Recomand tuturor să arunce o privire în această adevărată, magistrală lucrare care ilustrează foarte bine, spun eu, Holocaustul din Ardealul de Nord. Am să intru în momentul de față în subiect, dar nu înainte, mulțumesc mult, nu înainte de a face a doua remarcă. Dumneavoastră știți foarte bine că există multiple referiri la ceea ce se numește registrația rasială din Germania nazistă și din țările aliatele ei sau din zonele sub ocupație nazistă. Vreau să spun că acest termen merită o precizare. Sigur că propaganda nazistă și mai mult decât atâta, autoetichetarea legilor antisemite au avut această formulare rasială. Dar noi știm în același timp foarte bine că definiția evreului din punctul de vedere rasial, și mă refer la definiția juridică a evreului, era practic imposibilă. Cine poate în ziua de astăzi să definească pe cineva din punct de vedere rasial? Eu cred că nimeni. De fapt, baza, și dacă ne uităm la Ungaria, dacă ne uităm la Bulgaria, dacă ne uităm la România, dacă ne uităm la Germania nazistă, baza definiției unui evreu sau unei evreice era religie. Deci, dacă ne uităm în magistrala, din nou folosesc același termen, scuze, lipsă de imaginație, a lucrarea lui Raul Hilbert, Distrugerea evreilor europeni, acolo vom vedea că un bunic evreu era o persoană privită juridic cu suspiciune, dar a cărei viață nu era afectată. Doi bunici evrei erau o situație deja juridic complicată, pentru că putea persoana respectivă, fiind căsătorită cu un evreu, să fie definită ca evreu, dar dacă nu era căsătorită cu un evreu, nu era definită ca evreu. Și în sfârșit, 3-4 bunici evrei reprezentau evreitatea. Dar această evreitate era dovedită, nedovedită, bazată pe registrele de înregistrare în sinagogi, pentru că o altfel de demonstrație era greu de făcut sau chiar imposibil de făcut din punct de vedere juridic. Și poate că mica istorie pe care am să o ilustrez utilizând aceeași enciclopedie Brehm Tiborii Szabo demonstrează destul de bine afirmațiile pe care le-am făcut.
Secuii sabatarieni provin dintr-o neracordare a lor, a celor din Bezitul Nou și din Bezid, la legislația maghiară, care definea în secolul XVIII și ulterior în secolul XIX foarte precis denominațiile religioase acceptate de Imperiul Austro-Ungar. Și ceea ce s-a întâmplat cu acești sabatarieni este că, neconvenindu-le ei aparținând unei denominații religioase apropiată de Vechiul Testament, fără să fie etnic sau religios evrei, în momentul când au ajuns în situația de a se autodefini conform legislației, din nou mă repet, a Imperiului Austro-Ungar, ei au preferat să fie recunoscuți ca evrei, găsind că iudaismul de tip ortodox, de rit ortodox, este cel mai apropiat de perceptele lor religioase. Sabatarianismul transilvanean a luat ființă foarte devreme, la 1588, ei respectând regulile și prescripțiile religioase ale iudaismului, precum și cașrutul, unii dintre ei purtau perciuni și șaluri de rugăciune. Evreii, să-i numim de religie iudaică clasică, erau foarte puțini la număr în acest sat, Bezidul Nou, și inițial, la ocuparea Transilvaniei de către regimul Horthy, ei au primit acești sabatarieni un fel de dispensă care, practic, spunându-li se oficial, nu sunt considerați evrei. Această legislație sau acest regulament a fost anulat de aceeași administrație maghiară, în așa fel încât în 1944 secuii sabatarieni au fost reconsiderați din punct de vedere oficial ca fiind evrei. Interesant și poate că ar fi puțin, am putea întâmpina această imagine cu un ușor zâmbet, sabatarienii din Bezidul Nou care au fost internați în ghetou de la Târgu Mureș, nu îi considerau pe evrei reformați, pe evrei neologi internați acolo ca fiind evrei adevărați, pentru că umblau cu capul descoperit și nu respectau ad literam șabatul. Ca să vedeți cât de bizară poate fi viața. Povestea este lungă și complicată, dar o parte din acești sabatarieni internați în ghetou au fost salvați de un preot catolic și de un locotenent colonel de jandarmerie, Laurent Bocior, și de un preot paroh Raduli, fiind puși în libertate și arătându-se autorităților maghiare că ei de fapt nu sunt de origine evreiască. Dar, o altă parte, probabil că cel puțin jumate din cei internați în ghetou, din acești sabatarieni, au fost deportați la Auschwitz și au fost omorâți acolo. Iarăși, foarte, foarte interesant, găsesc faptul că o parte din descendenții secuilor evreizați a sabatarienilor în anii 60 și 70, sfârșitul anilor 60, au emigrat în Israel. Discutăm de cel puțin 50 de persoane. În 1975, în satul, în această localitate, Bezidul Nou, nu mai trăia niciun evreu, dar
dar foarte interesant, iarăși, mai existau 5 familii de religie unitariană, probabil convertiți, care se declarau descendența acestui sabatarieni, respectau cu toți șabatul și aveau rude apropiate în Israel cu care păstrau relații strânse. În concluzie, satul nu mai există. În perioada mai târzie a regimului Ceaușescu, undeva aproape, nici nu știu unde, poate domnul director Salomon poate să ne spună, s-a construit o hidrocentrală și satul a fost înnecat. El nu mai există, după cum, din motive pe care am avut, n-am să spun plăcerea să vi le descriu, nici locuitorii lui nu mai există. Eu cred că ar trebui să mă opresc aici, îmi cer scuze dacă am vorbit puțin prea mult, am să aștept întrebările publicului și dacă vor exista și am să răspund ulterior. Am avut și am astăzi un program mai complicat, deci îmi cer scuze că vă voi părăsi urându-vă o discuție interesantă. Vă mulțumesc! O seară plăcută! La revedere! Mulțumim foarte mult, domnului ambasador! O poveste într-adevăr fascinantă a unui sat scufundat în istorie. Dacă nu era suficient tragedia dispariției locuitorilor săi, deveniți evrei dintr-o conjunctură istorică, iată și fizic satul a fost la propriu scufundat de către un alt regim dictatorial, comunismul, și a căzut victimă, așa cum a spus și domnul ambasador, a căzut victimă planului de reorganizare a satelor, așa cum parcă se denumise acest plan monstruos al din ultimii ani ai regimului Ceaușescu, dar povestea satului este încă vie, trăiește în amintirea celor care au supraviețuit și mai trăiesc aici în Israel. Și s-au și scris multe cărți despre acest subiect și multe. Există și un muzeu acum care funcționează în satul mutat, strămutat din vechea locație, undeva mai sus pe marginea dealului vecin. Așa că nu pot decât să recomand tuturor să se documenteze, pentru că este un subiect foarte interesant. Încă o dată mulțumim domnului ambasador și dorim o seară bună. Ne va părăsi acum și trecem la următorul vorbitor, la domnul Novak Zoltan, istoric, așa cum și domnul ambasador este istoric al Holocaustului, ca meserie, ca pregătire de bază. Domnul Novak este istoric. Domnule Novak, dumneavoastră aveți foarte multe informații despre istoria evreilor din Odorhei Secuiesc și din Comitatul Odorhei, o poveste a unei comunități relativ mici, dar care a avut, din păcate, aceeași soartă pe care a avut-o toate comunitățile evreiești din Ardealul de Nord, așa cum filmul despre care facem vorbire, filmul o prezintă, istoria aceasta, să ne privim în față. Într-adevăr, un titlu foarte, foarte nimerit, trebuie să ne privim în față, nu numai țările despre care domnul ambasador a vorbit, regimurile din România, din Ungaria, ci din toată Europa, să se privească în oglindă pentru ceea ce s-a întâmplat. Domnule Novak, aveți cuvântul.
Bună seara, domnule director, domnule ambasador. Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a afla și așa în format online dumneavoastră și să discutăm despre probleme, consider eu, foarte importante. Apropo de Bezid, în fiecare an se organizează, are loc un eveniment pentru comemorarea comunităților de acolo, inclusiv și comunitatea evreiască. Eu, ca de obicei, pentru fiecare prezentare aleg câte un motto și cu această ocazie am ales o parte, câteva versuri dintr-o poezie a lui Sándor Cañádi, un poet de lângă Odorhei, porumbenii mari, despre fascinantul nostru trecut și complicatul nostru trecut din Transilvania și mi-aduc aminte când citesc aceste versuri de prima mea întâlnire cu trecutul evreiesc din satul meu natal, din comuna mea, acum Orășel, Miercurea Mirajului, când în tinerețe am avut posibilitatea să vizitez, să mă aflu prima oară în cimitirul evreiesc. Până atunci nu prea am auzit despre acest segment din trecutul comunității noastre de acolo, din Miercurea Mirajului. De ce este important să vorbim despre această temă? Nu de mult în Senatul României a fost discutată problema predării istoriei evreilor și a Holocaustului. Formațiunea, organizația politică pe care o reprezint, a fost una dintre inițiatori. În polemica privind această problematică, am subliniat că istoria evreilor, istoria Holocaustului în această zonă a Europei, dar în întreaga Europă, nu este doar o simplă disciplină, în opinia mea, este istoria atitudinii noastre vis-a-vis de comunitățile evreiești, este oglinda evoluției noastre morale. Și istoria unei comunități mici, așa cum era și comunitatea evreiască din Odorhei, este de fapt și istoria majorității, este istoria etapelor schimbării ale unei comunități, cum e în cazul celor de la Odorhei, de la integrare, asimilare până la nepăsare sau la ura rasială. În privința prelucrării, dacă îmi permiteți ca și introducere câteva cuvinte, în privința prelucrării și asumării trecutului, eu consider că România a făcut pași importanți în ultimii ani. Mă refer aici la raportul final din 2004 despre studierea Holocaustului, la raportul final din 2006 privind perioada comunistă, introducerea a unei noi discipline, istoria evreilor și istoria Holocaustului, sperăm cât mai curând. Și aș dori să remarc, să vorbesc de două, trei vorbe și despre activitatea Institutului pentru Studierea Problemele Minorităților Naționale din Cluj-Napoca, unde colegii noștri Guido Attila Guido sau Tibori Sabo Zoltan au studiat, au prelucrat multe segmente și problematice din această istorie. Și nu în ultimul rând, acum 15-10 ani și la Sibiu s-a început un proces, un fenomen foarte frumos. În cadrul istoricilor am participat la mai multe conferințe cu tema minorităților naționale din România, inclusiv și istoria evreilor. Despre ce o să vorbim în această seară? Despre mica comunitate a evreilor din comitatul, din fostul comitat județ Odorhei. Comitatul Odorhei a făcut parte din fostul ținut secuiesc, cu un statut special până în secolul al XIX-lea. Până în acest secol, până în a doua parte a secolului al XIX-lea, secuii au beneficiat de un statut social și politico-militar. După reformele administrative din secolul al XIX-lea, fostul ținut secuiesc a fost reorganizat în patru comitate: Comitatul Mureș-Turda cu centru la Târgu Mureș, Comitatul Odorhei cu centru la Odorhei, Odorheiul Secuiesc, Ciuc, la Miercurea Ciuc,
și Comitatul 3 Scaune cu centrul la Sfântul Gheorghe. În ceea ce privește prezența, numărul evreilor din aceste județe, din aceste comitate, dacă se vede, sper, prezentarea din recensământul din 1910, respectiv din 30-40, vedem prezența, numărul evreilor din aceste patru județe, patru comunitate. Cea mai mare comunitate, bineînțeles, în comitatul județul Mureș-Turda, respectiv în orașul Târgu Mureș. Să aruncăm o privire și asupra prezenței evreilor în alte orașe și regiuni din Transilvania, Arad, Brașov, Cluj, Sighetul Marmației, Târgu Mureșul, Oradea, Satul Mare sau Timișoara. Dacă ne uităm așa mai atent, vedem că prezența evreilor în regiunea secuiască era mai restrânsă vis-a-vis comparativ cu prezența evreilor în alte localități sau zone din Transilvania. Dacă ne reîntoarcem la Odorhei și la prezența, apariția comunității evreiești din Odorhei, evreii au început să se așeze în acest comitat, în comitatul Odorhei, în secolul al XVIII-lea, mai ales în zona sudică, foarte interesant acest fenomen, cu o majoritate protestantă. Istoricii spun, afirmă că au beneficiat de condiții mai optime pentru comerț decât în zonele catolice. La începutul anilor 1800, deja putem să vorbim de o prezență constantă la Odorhei. Tot în acest tabel puteți să urmăriți evoluția numărului evreilor, izraeliților în Odorhei. În această imagine avem o imagine despre un registru din 1839 referitor la comunitatea evreiască din Odorhei. Era o comunitate foarte tânără, bazată pe familiile Spinger, Eisner și Salamon. Cel mai vârstnic era Isaac Salamon, 42 de ani, cu mulți copii, deci o mică comunitate tânără. În ceea ce privește originile acestei comunități, majoritatea celor stabiliți, evreilor stabiliți în Odorhei, în comitatul Odorhei, proveneau din comitatul Mureș-Turda, erau descendenții evreilor din Alba Iulia și pe parcursul anilor 1800, în a doua parte a secolului al XIX-lea, apar evrei și din zona Marea Mureșului, cu origini din Polonia, Bucovina sau Galiția. Pe baza acestor registre putem depista că o mare parte dintre membrii acestei comunități erau meșteșugari, se ocupau de morărit, erau comercianți cu vite, lemn, obiecte de uz casnic. Casa șohetului din Odorhei, în stânga imaginii. Dacă vorbim de statutul evreilor din Ungaria, sau evoluția statutului juridic al evreilor din această zonă, trebuie să menționăm trei momente foarte importante. În 28 iulie 1849, întrunirea Parlamentului Revoluționar Ungar de la Szeged a acceptat emanciparea evreilor, dar după prăbușirea Revoluției nu s-a pus în practică. După pactul cu Austria, reapare problema evreiască și sunt acceptate două legi privind statutul evreilor, legea din 1867 privind emanciparea civilă a evreilor, iar legea din 1895 recunoașterea cultului mozaic. Se deschide calea integrării și a emancipării și, bineînțeles,
apare și fenomenul antisemitismului modern. Despre, vroiam să vorbesc și eu despre evreii sabatarieni din comitatul Odorhei, dar domnul ambasador ne-a prezentat foarte amănunțit această problematică, acest fenomen foarte interesant, consider eu chiar unic. Rămân să vă prezint doar o imagine găsită pe internet despre membrii acestei comunități. Ce s-a întâmplat cu mica comunitate evreiască din Odorhei după legile din 1867, respectiv 1895? Membrii acestei comunități s-au implicat în mod activ în viața, așa cum s-a întâmplat la nivel de Transilvania, s-au implicat în viața culturală și socială locală maghiară. Are loc, începe și un proces de asimilare. Din punct de vedere religios, la nivel de Odorhei, putem vorbi despre două comunități. Comunitatea Status Quo cu rabinul Abraham Stein în perioada interbelică și respectiv comunitatea ortodoxă rabin Abraham Wider. Și în imagine putem vedea interiorul casei de rugăciune ortodoxă din Odorhei. Președintele comunității evreiești de la Odorhei, Hirsch Hermann, directorul fabricii de spirit, până în 1940, iar după Hirsch Hermann urmează Götesmann Wilhelm Wilmos, comerciant în perioada celor de-al doilea război mondial. În ceea ce privește instituțiile, mica comunitate de evrei din Odorhei are casă de rugăciune, cimitire și, bineînțeles, hederul, școala religioasă pentru copii. Câteva gânduri, câteva probleme din perioada înaintea Holocaustului. Așa cum am menționat, începe și și un proces de asimilare și în cazul comunității evreiești de la Odorhei. Majoritatea membrilor comunității se considera maghiar, au sprijinit viața culturală și au fost membri activi în viața culturală locală. Dar în cadrul tinerei generații, în această perioadă, apare și interesul, anumit interes față de mișcarea sionistă. În ceea ce privește perioada războiului, în 1940, 17 septembrie 1940, autoritățile maghiare intră în oraș, populația locală, între ei și o mare majoritate a evreilor, îi întâmpină cu bucurie. Dar în perioada septembrie-noiembrie 1940 este introdusă administrația militară maghiară și are loc, din păcate, implementarea legislației anti-evreiești maghiare. Sunt interzise asociațiile, organizațiile și presa evreiască. Pe imagine puteți să vedea niște indicații către ofițeri în privința stabilirii originii creștine din 1941. În vara anului 1941, un grup de evrei de la Odorhei, de origine din Maramureș, sunt expulzați de către autoritățile ungare la Kamenets Podolski și uciși acolo. Este introdus regimul muncii obligatorii, care era în vigoare din 1939 în Ungaria, și de la Odorhei sunt trimiși 214 de bărbați și majoritatea lor nu se va mai întoarce din
Ucraina. În 19 martie 1944, Ungaria a fost ocupată de forțele germane și apar măsurile pregătitoare pentru deportări. Concedieri forțate din instituțiile publice, excluderi din asociațiile profesionale, interzicerea călătoriei, stoparea informațiilor, confiscarea aparatelor de radio și a telefoanelor și, nu în ultimul rând, micșorarea rației de alimente de hrană. În 5 aprilie 1944 apare obligativitatea purtării semnului distinctiv, steaua galbenă. Da, și în 1944 are loc ghetoizarea și deportarea evreilor, pregătirea ghetoizării, întocmirea listelor, iar în 3 mar 1944 începutul ghetoizării în zona de deportare 2 în Transilvania de Nord, așa cum se vede și în această imagine, pe această hartă, cum erau organizat regional deportarea. Deci, așa cum am spus, începând din 3 mai 1944, are loc ghetoizarea evreilor din Transilvania de Nord. Ghetoile au fost organizate în fabrici de cărămizi sau în cartierele locuite de evrei, în condiții foarte grele și cu o atitudine ostilă din partea autorităților. Au avut loc percheziții și locuințele evreilor, în majoritatea cazurilor, au fost jefuite de către populația locală, de către localnici. O secvență dintr-un ziar care anunță începutul ghetoizării, ziarul LNZ, opoziția din 3 mai 1944, Cluj. Evreii din Odorhei și din localitățile limitrofe au fost adunați în curtea liceului pedagogic începând din 3 mai. Era vorba de 275 de persoane și această comunitate, aceste persoane, în 5 mai au fost transportați în ghetoul de la Târgu Mureș, ghetoul din Calea Corunca. Evreii din zona Odorheiului au făcut parte din ultimul transport și au avut de suportat condiții și mai grele în ghetoul din Târgu Mureș. În ceea ce privește atitudinea localnicilor și în cazul Odorheiului, mulți au participat în jefuirea caselor evreiești și în denunțuri. Puține persoane au oferit sprijin sau ajutor. La nivel local, actorii principali ai ghetoizării au fost reprezentanții autorităților publice locale, prefectul, subprefectul, primari, notari, autoritățile militare, șeful poliției, șeful jandarmeriei și, în multe cazuri, lideri locali, activiști, cadre didactice, jandarmi și polițiști. În 15 mai 1944 începe deportarea evreilor din zona Târgu Mureșului. Evreii de la Odorhei au fost transportați de la Târgu Mureș, majoritatea lor cu primul transport. Și așa cum s-a întâmplat cu majoritatea evreilor din Transilvania de Nord și evreii din Odorhei, de la Odorhei, au fost transportați la Auschwitz-Birkenau. Numărul supraviețuitorilor este una foarte mică, asta știm deja din cercetările istorice, 15-20% din cei deportați.
din Comitetul Odorhei, aproximativ, vorbim aproximativ despre 900 de deportați, 300 de persoane la serviciu muncii și în cazul acestei comunități, din comitatul, din întregul comitat Odorhei, vorbim de aproximativ 200 de supraviețuitori. Pe baza datelor oferite de Congresul Internațional al Evreilor, dintre cei deportați de la Odorhei s-au întors 38 de persoane, 22 de bărbați și 16 femei. În 1948, la Odorhei trăiau 88 de evrei, dintre care supraviețuitori, cei reîntorși de pe front și, bineînțeles, așa cum s-a întâmplat în mai multe localități din această zonă și cu cei veniți din alte zone. Persoanele implicate în ghetoizare în ghetoizarea din Odorhei au fost condamnați închisoare de peste 10 ani sau pe viață sau la moarte, peste 10 persoane. Și cu acest eveniment tragic a luat sfârșit scurta istoria comunității evreiești din Odorhei. În zilele noastre, în această regiune, așa cum am numit regiunea secuiască, în afară de orașul Târgu Mureș, nu mai există comunități evreiești, totul a devenit istorie. Și ca și încheiere, câteva remarci personale din partea mea. Eu ca și istoric sunt ferm convins că nicio comunitate nu dispare fără urmă, fără o moștenire istorică, culturală sau socială. Și din punctul meu de vedere, trecutul se bazează pe doi piloni. Istoria propriu-zisă este sarcina istoricilor de a reconstitui trecutul, de a realiza, de a scrie o narrativă despre trecutul unei comunități. Așa cum se vede, mulți istorici locali se ocupă de această temă. Cred că istoriografia și românească și maghiară din Transilvania își face treaba. Iar al doilea pilon este memoria colectivă. Este sarcina mai multor actori, între care și este și responsabilitatea autorităților locale, oficialităților și a comunității locale de a menține vie trecutul acestor comunități. Și sunt convins că stafful de la Odorhei, care lucrează în realizarea acestui documentar, își face o treabă foarte bună de a arăta, de a realiza un documentar și de a arăta comunității locale de la Odorhei acest mic segment din istoria lor, o istorie foarte complexă, foarte zbuciumată, dar o istorie care trebuie cunoscută. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Novac. Așa cum remarcă mai mulți urmăritori pe pagina noastră de Facebook, a fost o prezentare foarte bine organizată și bine documentată. Într-adevăr, o istorie care nu trebuie să fie uitată și nu trebuie să dispară, iar responsabilitatea este a comunităților locale pentru a prezerva și a ține vie amintirea acestor lucruri, mai ales având în vedere responsabilitatea pe care o poartă toate aceste comunități pentru dispariția unei părți din sânul lor, așa cum s-a întâmplat în multe locuri din Europa, s-a întâmplat și în Transilvania și în zona Odorhei. Din păcate, așa cum ați menționat, locuitorii, vecinii acestor oameni au contribuit activ pentru
de posedarea lor de bunuri, pentru denunți, prin a-i denunța, și foarte, foarte puțini au fost aceia care i-au ajutat sau chiar i-au ascuns. Relativ mic este și numărul celor care au primit din România, celor care au primit distincția drept între popoare aici la Muzeul din Yad Vashem, de ordinul câtorva zeci. Sigur că numărul celor care au salvat evrei este mai mare, dar în niciun caz nu este foarte mare, așa că pentru păcatele strămoșilor, comunitățile locale și membrii care trăiesc în aceste comunități acum au o mare răspundere. Titlul prezentării următorului vorbitor, domnul Zoltán Fecser, care, după cum spuneam, este regizorul filmului care se va realiza în cadrul acestui proiect. Domnul Fecser are prezentarea cu titlul Să ne privim în față. Domnule regizor, jurnalist de televiziune, ați reușit cu acest proiect, cel puțin până acum, să puneți o oglindă în fața acestor oameni care trăiesc, să afle ceea ce s-a întâmplat și să treacă și printr-un proces de conștientizare și autocunoaștere. Aveți cuvânt. Bună seara, mă numesc Fecser Zoltán și sunt jurnalist de televiziune la Odorheiu Secuiesc. Munca la documentarul despre comunitatea evreiască din orașul nostru, o comunitate despre care, din păcate, putem să vorbim numai la timpul trecut, a început în toamna anului 2019. Eu cred că e important de subliniat că generația bunicilor mei încă au avut amintiri despre evrei, dar acum foarte puțin locuitori din Odorheiu mai știu ceva despre însăși existența acestei comunități. Deci, cum a spus și domnul Novak, comunitatea evreiască număra puțin peste 300 de suflete, însă în pofida faptului că erau puțini, din rândul lor s-au ridicat numeroși medici, profesori, ingineri și comercianți care au contribuit din plin la dezvoltarea orașului. În anul 2019, la 75 de ani de la deportare, am inițiat împreună cu primăria și muzeul local un eveniment comemorativ pentru a ne aminti împreună despre acele momente tragice. În afară discursurilor comemorative, în piața Matunaron, de unde de fapt a plecat transportul cu oameni spre ghetou din Târgu Mureș, a fost așezată o instalație artistică cu portretele evreilor. Aceste portrete au fost realizate într-un mic atelier de fotografie care a fost deschis în anul 1976. Familia Kovács în anul 1903 a cumpărat atelierul și acum a patra generație din familie activează acolo și ocrotește moștenirea. E important că majoritatea negativelor a fost păstrată și înainte de evenimentul comemorativ am luat legătura cu ei și am reușit să identificăm mai multe, cred că mai mult de 30 de portrete și fotografii de grup, de familia despre oameni care au fost deportați. Și aceste fotografii au fost folosite de către artistul Berzenive la instalația artistică. Instalația a fost desfășurată pe suprafața a exact 277 de pietre cubice din piață. Aceasta a fost o referire simbolică la numărul celor care au fost deportați.
La vremea respectivă am încercat să stabilim legături cu familiile care trăiesc în Israel și spre mirarea mea a reieșit că domnul Schwechter Ernő era încă în viață. În 2019 avea 99 de ani și așa s-a născut ideea de a realiza un film documentar despre comunitatea dispărută, distrusă. În toamna anului 2019 am reușit să ajungem în Israel pentru 5 zile. Călătoria a avut loc între 12 și 17 noiembrie în diferite locații în Israel. Echipa era formată alături de mine, Erin Jacob, operator de imagine, și Levente Fonchali, tehnician. Am reușit să luăm legătura cu 8 familii originari din orașul nostru și trebuie să spun că a fost o prioritate pentru noi să discutăm cu Ernő Schwechter și René Gold, originari din Odorheiu Secuiesc, supraviețuitori al Holocaustului. Schwechter Ernő a povestit despre regimul muncii obligatorii pe lângă armata maghiară. Ernő, de fapt, când a devenit pensionar, a adunat informații despre istoria și dispariția comunității evreiești din Odorheiu Secuiesc și cartea sa, Suferințele noastre în timpul nazismului, reprezintă pentru noi un important document bibliografic, este esențial în realizarea documentarului. Doamna Goldrani a fost deportată la Auschwitz când avea numai 13 de ani. A trecut prin foarte multe suferințe și a pierdut mama. Nici acum nu are nicio informație despre destinul mamei ei. Cred că pentru echipa de filmare a fost o onoare că am avut ocazia de a se întâlni cu René și cu Schwechter Ernő. Atunci am realizat interviuri cu alte 6 persoane născute după cel de-al doilea război mondial și cred că este foarte important din punct de vedere nostru să surprindem cum și ce gândesc cei originari din orașul nostru și este important și cum trăiesc acum în Israel. Atunci am fost și la Institutul Yad Vashem și în diferite orașe, cum Tel Aviv, Netanya și Ierusalim. Și după călătoria documentară din Israel, ne-am continuat munca, am realizat interviuri la Odorheiu Secuiesc cu oameni în vârstă care păstrau memoria celor ani tragici. Trebuie să spun că sunt foarte puțini care au trăit în anul 1944 și încă mai au amintiri sau încă mai sunt în viață, dar am reușit să facem niște interviuri. Am mers și la Târgu Mureș, la locul fostului ghetou, înființat într-o fabrică de cărămidărie. Și după ce în anul, în primăvara anului 2020, când s-a declanșat pandemia, nu am putut să continuăm acest proiect. Numai în 2021, în acest an au fost redeschis și arhivele naționale. Am început acolo o muncă de cercetare ale dosarelor diverselor instituții publice de la aceea vreme. Nu am reușit să identific în fondul primăriei orașului niciun document relevant, dar în fondul prefecturii am găsit foarte multe informații, ordine ale diverselor ministere, rapoarte despre diferite acțiuni și câteva inventare ale magazinelor evreilor care au fost închise la aceea vreme. Cred că pentru filmul important deosebit o reprezintă și presa locală din epocă, ziarul local Sekai
közélet nu a fost păstrat. Cunoaștem numai câteva numere din 1944, dar publicația Seca Enep din Sfântul Gheorghe este accesibilă integral și prin internet. În documentar o să prezentăm fragmente din articolele apărute acolo. Și tot în cadrul acestui proiect documentar, în octombrie am vizitat lagărul de la Auschwitz, am fost însoțiți de către Ghidu Attila, un reputat istoric născut la Odorheiu Secuiesc, și de către Spirer Elek, locuitor al orașului nostru. Spirer Elek este creștin, iar tatăl său a fost evreu. El se simte atașat în egală măsură de interviurile. Deci, el se simte atașat în egală măsură atât de comunitatea maghiară, cât și de comunitatea evreiască. Am și un material video despre Auschwitz, ce am făcut acolo. Az Udvarhely vármegyei zsidókat a Marosvásárhelyi téglagyári gettóból május 24-éről 25-ére viradólag szállították el Auschwitz irányába. Tudjuk azt, hogy a szerelvényük május 27-én haladt át Kassán, és hát nagy valószínűséggel május 28-án, 1944. május 28-án érkeztek meg ide a Birkenaui rámpára. Általában egy-egy transportban nagyon sok volt a halott is. Összetörve, fáradtan, elcsigázva érkeztek meg, és nagyon sok túlélő arról számol be, hogy amikor megérkeztek Auschwitzba és kinyitották a vagonoknak az ajtóját, szó szerint is fellélegeztek, és megkönnyebbültek, hogy végre megérkeztek, és abban bizakodtak, hogy hát ezt követően, a nehéz útat követően most már csak egy jobb dolog következhet az életükben. Nagyszüleimet egyáltalán nem ismertük, elhozták 44-be, és sajnos az egész családról egyáltalán semmit nem tudunk. Még apámék jöttek haza, két testvérével, meg egy leány testvérével. Nagyon nem beszéltek a családról, mert ez nagyon-nagyon fájó pillanat volt életük végéig. Nagyapám 41 éves volt, nagyanyám 37. Situația actuală, dorim să realizăm un film documentar demers necesar pentru reconstituirea memoriei acelor timpuri cu privire la acea comunitate din Odorheiu Secuiesc, care astăzi este dată uitării. Din punctul nostru de vedere, nu numai prezentarea tragediei aceste comunități este importantă, pentru noi este esențial să aflăm care sunt acele valori spirituale,
culturale și cele privind patrimoniul arhitectural pe care comunitatea evreiască le-a construit. Și pentru finalizarea proiectului e necesară o perioadă de documentare atât în Israel, dar și în Ardeal, Ungaria și în Ucraina. Este prioritate pentru noi să discutăm cu descendența supraviețuitorilor și victimelor Holocaustului, fiind foarte important cum și ce gândesc cei originari din Ardeal care trăiesc acum în Israel. Mulțumim foarte mult pentru interesanta prezentare. Când vom putea vedea filmul? Când intenționați să lansați acest film? Și în ce fel, în ce context, unde va putea fi văzut? Încă nu știm când putem finaliza. Deci avem mult de făcut, dar... Eu cred că filmul va fi accesibil vorbitorilor a trei limbi, deci lângă maghiară vrem și subtitrare în limba română și în limba engleză. Cred că filmul documentar va fi promovat și la festivaluri, precum și la televiziune de stat din România și Ungaria și respectiv va fi accesibil și pe internet. Înțeles. Mulțumim. Foarte mult succes vă dorim în acest demers. Este o comunitate mai mică, mai puțin cunoscută, cea din zona Odorei și, în general, cea din zona secuiască, care, din păcate, nu prea mai există decât în urme foarte mici în Târgu Mureș și în persoana supraviețuitorilor și a descendenților lor care trăiesc în Israel și în alte locuri de pe planetă. Așadar, am avut alături de noi, l-am avut alături de noi pe domnul Fece Zoltan, regizorul filmului de care am făcut vorbire, pe domnul Novak Zoltan, istoric, care ne-a făcut o prezentare a istoriei evreilor din zona Modorhei și pe domnul ambasador Radu Ioanid, ambasadorul României în Israel, de asemenea un istoric al Holocaustului bine cunoscut. Am avut o pleiadă de comentarii, mai mult comentarii decât întrebări, aici pe pagina noastră de Facebook, de la domnul Mordechai Leventer, care este și el originar din zona respectivă, din Gheorgheni, și a învățat la Miercurea Ciuc. Domnul Leventer felicită realizatorii acestui proiect, domnul Eliezer Leizarovic și alții. Aici aș încheia transmisiunea noastră directă a noii ediții a seriei Pagini de Istorie a Institutului Cultural Român. Rămâneți alături de noi, de programele noastre. Vă dorim o seară plăcută tuturor. Mulțumesc invitațiilor noștri. La revedere!